Constantin Schumacher este de părere că echipa sa putea obține o victorie în deplasarea de la Miercurea Ciuc. Ce, Semioveni a venit cu un punct de la Miercurea Ciuc și are 7 puncte acumulate în clasament. Argeșenii au avut șanse importante de a înscrie, dar nu au reușit să facă acest lucru. Poate cea mai mare ocazie a partidei a fost cea a lui Ștefan Blănaru, care în minutul 10, după ce l-a driblat pe portar, a șutat de pe linia de 16 metri, iar balonul s-a dus foarte puțin pe lângă poartă. Constantin Schumacher a scos în evidență șansa atacantului, care putea aduce toate punctele pentru CS Mioveni. Îmi pare rău că nu am luat cele 3 puncte, am avut ocazii. Am avut ocazia lui Blănaru din minutul 10, îți pui mâinile în cap când vezi. Nici eu nu pot să-mi dau seama cum am ratat, dar a fost un joc bun, am avut ocazii, păcat că nu am marcat. Puteam da gol și la o fază fixă, dar e bine că am jucat fotbal, ambele echipe au jucat fotbal, a spus Constantin Schumacher la finalul meciului.